astăzi ne jucăm puțin cu niște produse de make-up. Este vorba despre niște produse de la Pharmacy, din noua lor gamă Bifit. Dacă ați urmărit vlogul trecut, ați văzut că am făcut acolo unboxing-ul produselor și v-am zis că vreau să încerc și un machiaj cu aceste produse ca să văd exact cum arată pe ten, cum se comportă. Acesta este machiajul obținut, este unul foarte, foarte natural. Nu am să plec nicăieri din casă, deci m-am machiat ca să stau în casă, practic, și ca să fac niște poze. Dar cred că este important în perioada asta să ne machiem dacă simțim nevoia, să facem orice ne ajută să ne simțim mai bine cu noi înșine și să trecem mai ușor și mai repede, sperăm, peste această situație apăsătoare. Bun, acum am să vă las cu clipul în care am realizat acest machiaj, ca să vedeți exact ce și cum. În cazul în care nu ați văzut clipul cu unboxing-ul, am să vă arăt așa pe scurt ce produse am și ce am să folosesc. Prima oară am niște tinted moisturizers. Arată așa, am varianta light și medium. Am să folosesc varianta light pentru că medium cred că este prea închis pentru mine. Mai am un spray de fixare, niște șervețele umede pe care v-am zis că n-am să le folosesc pentru față, dar am să le las pe măsuța de machiaj să șterg swatch-uri și chestii de genul de pe mână. Și mai am o mascara waterproof, un clear brow gel și un lip and cheek tint. Am să încep, bineînțeles, cu acest tinted moisturizer, care este ca un fel de BB cream, cred. L-am testat pe mână atunci când am făcut unboxing-ul și părea că are ceva acoperire medie, să-i spunem. Am să-l aplic cu un burețel umezit și să vedem dacă reușește să acopere cât de cât petele pe care le-am pe ten. Pe cameră mi se pare că arată foarte, foarte deschis, foarte alb. Dar să știți că în realitate nu este chiar așa, aproape că nu se observă pe ten. Nu știu de ce a dat tenta asta așa albă pe cameră. Sper că atunci când am să fac poze nu o să se vadă așa ca o fantomiță. Da, am să mai aplic un strat, să vedem cât de albă o să fiu după aia, pentru că mi se pare că are o acoperire mică, aș spune. Aici nu a reușit să acopere petele, nici pe aici. A uniformizat puțin nuanța tenului și mi se pare că l-a matifiat așa un pic. Dar hai să vedem și cu un strat în plus cum arată. Sper să nu vă sperii după aia și să fiu un mic Casper. Tot acoperire mică aș spune că are, deci dacă aveți de ascuns anumite trebușoare de pe ten, să știți că da, nu e cel mai bun produs pentru așa ceva, însă dacă vreți o ușoară uniformizare și matifiere, după cum am menționat mai devreme, este foarte ok pentru asta. Am să aplic puțin și aici în zona cearcănelor, măcar cât de cât poate le mai dă puțină luminozitate, să nu mai fie atât de închise și supărătoare la vedere. Nu a acoperit cearcănele, dar dă o ușoară iluzie de luminozitate. Bine, eu acum am și un ring light în față și pe cameră oricum se vede altfel. Dar este ok dacă nu vreți un machiaj foarte încărcat, de exemplu pe timp de vară. Mi se pare un produs care poate fi folosit cu brio. O să vedem și cât rezistă. Dar deocamdată, având în vedere că matifiază puțin tenul, cred că este ok și pentru zile mai călduroase și fiind atât de lejer, cred că poate fi aplicat și cu degetele, cu mâna, fără burețel, pentru că așa cum îi spune și numele, este mai mult o cremă colorată, nu un fond de ten. Bun, trecem mai departe la sprâncene și am acest Clear Brow Gel să vedem ce face. Teoretic ar trebui să le țină în loc. Cred că poate fi folosit și peste un creion, dacă ați aplicat un creion de sprâncene sau un far de sprâncene, dar poate fi folosit și de sine stătător. Eu am să-l folosesc doar pe el, nu mai folosesc alt produs pentru sprâncene. Are periuța destul de mare, aș spune. Pentru mine este ok, v-am zis și în clipul cu unboxing-ul, însă pentru o persoană cu sprâncenele mai subțiri, s-ar
putea să fie ceva mai mare periuța, însă fiind un gel transparent, nu sunt probleme că nu dai pe lângă, nu te murdărești sau ceva de genul. Ok, par fixate momentan, să vedem cum rezistă și până la finalul zilei. Și următorul produs pe care am să-l folosesc este mascara, este mascara waterproof. Apropo, această gamă se numește BeFit și este pentru persoane active, persoane care fac sport, care merg la sală. Eu nu sunt una dintre acele persoane, dar mă gândesc că din moment ce sunt create pentru astfel de persoane, înseamnă că ar trebui să fie ceva mai rezistente produsele. După cum se vede și la acest mascara, că spune că este waterproof. Are o periuță tip clepsidră cu peri clasici și să vedem acum cum arată pe gene. Colorează genele și le alungește puțin. Nu știu dacă se vede diferența între acest ochi unde am aplicat mascara și aici unde încă n-am apucat să aplic. Nu este un efect wow după cum se vede, dar probabil dacă te duci la sală și vrei să te machiezi, nu ai nevoie de un efect super, super wow. Nu trebuie să dai pe nimeni pe spate sau, mă rog, mai știu eu. Trebuie să fie totul cât mai natural. Da, cam așa arată. Să aveți grijă dacă vreți să folosiți această mascara, pentru că periuța e destul de mare. Dacă aveți genele mici, ca mine, o să vă murdăriți puțin pe pleoapă. Asta mi s-a întâmplat mie, dar nu-i nimic, că se șterge destul de ușor, aș spune eu. Chiar dacă este mascara waterproof, dacă acționezi rapid, se duce. Mai am două produse de încercat, acest lip and cheek tint și spray-ul de fixare. Între timp, să știți că am folosit și șervețelele, pentru că m-am murdărit de mascara pe mână. Nu mă întrebați cum. Hai să o lăsăm așa. Și am folosit un șervețel să mă șterg și a fost ok. A șters imediat. Da, a un parfum așa, mirosa curat. Da, o să fie bune pentru măsuța de machiaj. Deci, să trecem la Lip and Cheek Tint. Este un produs interesant, poate fi folosit în două feluri, după cum îi spune și numele, pe post de blush și sau pe post de produs pentru buze. Are un aplicator din acesta ca pentru ruj și hai prima oară să-l folosim ca blush. Am să aplic așa două picături pe obraj să vedem cum arată. Sper să nu fie prea puternic. Hop! Și aici puțin. Și cred că am să folosesc degetul ca să blenduiesc. Dar cred că poate fi folosit și un burețel de machiaj. Aproape că nu se vede. Cred că mai pot aplica puțin. Sper să nu ajung ca un clov, că mi se pare că nu se vede și tot aplic și tot aplic. Da, deocamdată nu prea se vede nimic, nu știu pe cameră cum surprinde. Hai să blendim și aici până nu se usucă, ca să nu rămân cu un punct așa pe obraz. Hai că mai aplic două punctulețe de-astea și vedem după aia. Hai că se vede mai ok acum, după ce am mai aplicat puțin. Deci se pare că trebuie mai mult decât un punctuleț din ăla. Da, ca și restul produselor, efectul este unul natural. Cred că poți să intensifici culoarea dacă aplici ceva mai mult, dar îmi place cum arată și miroase foarte bine. Miroase a ceva bomboane, a ceva dulce. E foarte dulce mirosul, nu că asta ar conta. Și hai să-l aplicăm și pe buze. Cred că tot așa am să aplic în câteva puncte și după aia am să blenduiesc cu degetul. Hai că și aici cred că mai pot să insist puțin cu nuanța și să mai aplic puțin. Cam așa arată, sunt curioasă cât o să persiste nuanța pe buze după ce bei, mănânci
Și încă ceva, trebuie să aveți buzele foarte, foarte bine hidratate. Dacă sunt buzele uscate, cred că nu arată foarte bine, s-ar putea să se adune în acele mici crăpături și să fie destul de inestetic. Bun, acum am să folosesc și sprayul de fixare și gata machiajul. Acesta este machiajul obținut cu produsele Pharmacy din gama BeFit. Este un machiaj cât se poate de natural, așadar dacă sunteți în căutare de așa ceva, puteți să le dați o șansă acestor produse. Am să văd cum se comportă și până la finalul zilei și am să las pe parcursul clipului undeva un update ca să știți exact la ce să vă așteptați de la aceste produse. Ca de obicei, vă aștept cu păreri în comentarii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la acest clip și ne auzim săptămâna viitoare. V-am pupat! Pa!